Geneza 1 începe în versetul 26. Apoi Dumnezeu a zis, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El să stăpânească peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul și peste toate trăgătoarele care se mișcă pe pământ. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. L-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Dumnezeu i-a binecuvântat și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-vă și stăpâniți peste peștii mării, peste păsările cerului și peste orice detritoare care se mișcă pe pământ. Amin. Hai să mai facem o rugăciune, că așa ne cerea Domnul prin Duhul Sfânt să se dea pecetea roșie de desfășoare solul. Da. Amin. Că tot harul vine de la Domnul. Amin. Să ne rugăm. Sunt îndurarea Domnului, sunt în fața dumneavoastră și sunt Biblia deschisă la 1:29, scrie așa. David a binecuvântat pe Domnul în fața întregii adunări. Și a zis, și zic și eu citind, binecuvântat să fii tu din veac în veac, Doamne, Dumnezeu Părintelui nostru Israel. Slavă Domnului! A ta este, Doamne, mărirea, puterea și măreția, veșnicia și slava, căci tot ce este în cer și pe pământ este al tău. Slavă Domnului! A ta, Doamne, este domnia, că tu te jnați ca un stăpân mai presus de orice. De la tine vine până bogăția și slava, tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea și mâna ta poate să mărească, să întărească toate lucrurile. Acum, Dumnezeu nostru, te lăudăm. Slavă Lui! În numele Tău cel slăvit. Amin. Amin. Și pentru dumneavoastră, tot din cuvintele lui David, oarecum parafrazate să fie mai aproape, vă citesc de la versetul 18. Doamne Dumnezeul părinților noștri, ține întotdeauna inima acestei adunări cu porniri și gânduri sfinte și întărește inima în tine. Amin. Dă și celor tineri o inimă bună să păzească poruncile tale, învățăturile și legile tale, să împlinească toate aceste lucruri și să fie zidită biserica aceasta pentru care facem și noi prin harul Domnului pregătiri, slăvit să fie Domnul. Slavă Domnului, să dea biruința. Potrivit cu înțelegerea care am avut-o cu frații, o să ne oprim să vorbim despre familie. Și chiar dacă sunt unii mai mici, s-ar putea să rețină și ei și cu ocazia asta să facă o verificare la tata și la mama. Ei vor face analiză, chiar dacă noi nu le spunem asta, și ce le spunem vor compara cu ce se întâmplă la ei acasă. Poate vei sta cu emoții unii, sau poate alții cu bucurie, nu știu. Voi spune ceva, și așa mi-a venit să punem un titlu. Adevăruri de la început pentru viața de familie. Nu adevărul începătoare. Adevărul de la început. Asta pentru că spunea Domnul Iisus Hristos, vă citesc din Evanghelia după Matei, din capitolul 19, când i-au pus o întrebare pe teme de familie, vis-a-vis de divorț. De fapt, voiau să le spitească. Scrie în versetul 4, drept răspuns, el a zis, oare n-aș citit că ziditorul de la început a făcut ceva? Și întorc pagina, și scrie finalul versetului 8 ce s-a mai întâmplat pe parcurs, dar zice de la început. N-a fost așa. Vreau să vorbim de niște adevăruri de la început. Dar nu care au rămas la început. Care au rămas de la alfa și țin până la omega. Slavă Domnului! De la început până la sfârșit. Pentru veacul acesta. Știți că fariseii la un moment dat au crezut ei că Dumnezeu s-a încurcat în știință și au zis, dacă e vorba de învierea morților, cum să descurcă, pentru că unii au avut mai multe neveste sau o nevastă a fost aici cu mai mulți.
Și zice Domnul Luca 20 de la versetul 34, fii veacului acestuia se însoară și se mărită, dar cei ce vor fi găsiți vrednici să aibă parte de veacul viitor și de vire de cei morți, nici nu se vor însura, nici nu se vor mărita, pentru că nici nu vor putea muri. Vor fi ca îngeri și vor fi numiți fiii lui Dumnezeu, fiind fii ai învierii. Deci viața de familie ține de la Adam până la răpire, până la sfârșitul veacului. Scumpa mea soție a încheiat, ca viață de familie am încheiat și eu. Într-un fel, poate am o privire cu un pas mai în față decât cei ce încă sunt, că știu cum arată până la gata. Și cum spunea fratele Moloș, zicea către mine, că și-a lui a murit soția mai demult, zice Iosif, noi deja suntem din nou logodiți. Da, este o nuntă la care noi fixat termenul și ne pregătim pentru atunci. Și pentru acolo. Numai că pentru a ajunge acolo și a trăi de acolo încolo, e important cum trăim acasă. Amin. După părerea mea, mântuirea decurge mai mult de acasă decât de la biserică. Poate am spune că se naște la biserică, dar mai mult trăiește acasă. Da. Dacă ar fi să socotim numai numărul de ore, nu? Cât e procentul pe ore la biserică și cât e acasă. Dar oarecum și aici, iată, unii cu copilul în brațe, și aici suntem cu familia după noi, nu? Așadar, adevărul de la început. Și mă gândeam în timp ce era mesajul profetic, și s-a anunțat mesajul profetic, știți cum cred eu că pot trece firele alea pe lângă noi? În primul rând, dacă nu suntem în acord cu Domnul, cu Duhul Sfânt, dacă ne stă mintea în altă parte. Dar s-ar putea ca unii să spună, am eu de învățat ceva. Scrie în Biblie, în Proverbe 9, că înțeleptul mare de învățat. Ca înspre ceilalți n-am ceva de spus. Solomon a zis că a căutat înțelepciunea și a crezut că ajunge la culme, dar de fapt n-a ajuns decât în vârful lui deal, de unde a putut vedea muntele. Și a zis, mai încolo! Da, fericit de cei ce învață toată viața. Doamne, ajută-ne! Primul adevăr, vă recitesc ce am citit. 1 cu 26. Apoi Dumnezeu a zis, ce facem om? Versetul 27. Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. 2 cu 18. Dumnezeu a zis, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Versetul 22. Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Din versetele acestea se desprinde un prim adevăr. Dumnezeu a făcut un proiect pentru viața de familie, l-a realizat și a rămas proprietatea lui. Rețineți, repet. Și cred că vă gândiți. Și Duhul Dumnezeu care a scris Biblia să ne lumineze mintea. Amin. Și să ne facă nu numai să învățăm, nici să nu uităm. Amin. Și nu doar atât. Să și ne dea putere de împlinire. Amin. Amin. Proiectul a fost al lui Dumnezeu. 100%. Realizarea, ne referim acum la prima familie și vom vedea că nu numai, tot al lui Dumnezeu. Atunci a făcut parte bărbatească, un bărbat și o femeie. Și statistic vorbind, de atunci încoace, e număr egal. Asta statistic vorbind la nivel planetar. Dumnezeu a făcut-o pe Eva potrivită pentru Adam și tot el a adus-o la Adam, așa? Da. Bancă, spune-mi apoi, deci ce-a împreunat Dumnezeu, deci este și realizator, nu mai proiectat, așa? Știți că nu mai proiectează, dar realizează alții. Nu, Dumnezeu a fost într-un tot. Și vă rog să rețineți că rămâne și
proprietar. Spune Scriptura în Ezechiel, în capitolul 18, citesc de la versetul 4. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sau Isaia, capitolul 45. Vă citesc de la versetul 9. Vai de cine se ceartă cu făcătorul său. Între altele, Dumnezeu are și titlul acesta de făcător. Un ciob dintre cioburile pământului arutul, zice celui ce îl fățuiește. Ce faci? Și lucrează și despre tine. El n-are mâini. Vai de cine este tatălui său pentru ce mi-ai născut, mami sale pentru ce mi-ai făcut. Așa vorbește Domnul Sfântului Israel și făcătorul tău. Vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Dumnezeu a avut proiect, l-a realizat și nu l-a dus la piață să-l vândă, l-a păstrat în proprietate. Și dacă nu mă credeți, vă mai aduc o dovadă. 1 Corinteni 6 cu 19 și 20. Nu știți că trupul vostru este templul lui Sfânt care locuiește în voi? Am spus că proprietarul și are aici drept de ședere. Și că voi nu sunteți ai voștri. Căci ați fost cumpărați cu un preț. Deci am fost făcuți. Diavolul a încercat să ne fure și Dumnezeu ne-a mai cumpărat odată sau ne-a răscumpărat. Ca nouă pocăiților, cel puțin să ne fie clar că suntem proprietatea Lui. Slavă Lui! Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale Lui Dumnezeu. Nu numai Duh, cu trup cu tot, slăvit să fie Domnul. Oare așa gândim noi? Copilași, poate ați auzit pe tata și pe mama spunând că ești al meu și mai cu seamă dacă seamăn pe tata sau pe mama, cel pe care semin, el spune că e pe titlul de proprietate primul. Dar să știți și voi, să știți și fetele astea tineri, care poate le convine cum arată, poate nu le convine, că Dumnezeu v-a realizat. Zicea Iov în cartea sa, în capitolul 10, numai închegat Duhul. Zicea Elihu, Iov 33, Duhul lui Dumnezeu în dăriață, nu numai la Adam. Nu numai la Adam. Zice David, 139, Doamne, mai mâinile tale m-au întocmit, așa, într-o fabrică închisă. Și fiecare a ieșit în felul lui. Cu chipul lui și în același timp tot seamănă cu chipul fabricantului. Mai Dumnezeu. Amin. Lumea se luptă să distrugă acest proiect. Citeam că după, știți, în secolul XIX au fost Karl Marx și Frederick Engels și cu ideea lui cu evoluția al lui Charles Darwin, oamenii au încercat să iasă de aici. Și a apărut la școala de la Frankfurt, acolo s-au format ideologii care acum sunt în Europa și în America. Și asta s-a răspândit mai întâi în universități și încet, încet a coborât în masele de oameni. Și există scrieri concrete în ceea ce vă spun. Au zis, nu ne putem pune planul pe rol, numai dacă distrugem familia, asta ne încurcă. Și după primul război mondial au zis, trebuie mai întâi să desfințăm rolul de autoritate al soțului. Dumnezeu în acest proiect a lăsat organizare. Și a început revoluția feministă cu egalitatea în drepturi.
Al doilea pas, după război mondial, când s-a ivit o ocazie, au rămas mai puțin bărbați decât femei, au murit zeci de milioane. A zis, trebuie să o rupem pe mama de copii. Și pe motiv de egalitate, au scos-o din casă, să aibă și ea posibilitate, ca și bărbații, să ocupe un loc de muncă, societate. Și bietele femei care n-au perceput asta, n-au mai rămas femei, dar n-au devenit nici bărbați. E o realitate tristă. Apoi s-a trecut la pasul 3, de când cu imaginea televizată și cu revoluția sexuală și cu toate mizeriile care sunt, să destructureze tot ce a mai rămas. Și cu tehnologia pe care noi a putut împrăștea de acasă, i-o întorci pe fiecare cu fața spre perete. Fiecare cu cutiuța lui și-a rămas locul gol, răsfirați, dar nu acesta a fost proiectul de la început. Și Dumnezeu asistă din cer la această luptă demonică de a-i distruge proiectul. M-am uitat la fiarele din Daniel, cum puțin ieșim în afara aspectului familial, dar tot cu ochii pe familie. Scrie aici că au bătut vântul pe marea, vântul din cerul, pe marea cea mare, a ieșit o fiară, a doua, a treia. Astea mai semănau cât de cât cu niște fiare din natură, chiar dacă erau mai ciudate. A patra, n-am putut să spună că seamănă cu un animal cunoscut, dar a descris-o doar în ciudățenie ei. Dar n-a fost totul, 10 coarne, iese un corn, și corpul ăsta face ce n-au făcut celelalte până aici. Avea o gură care vorbea cu trufie și ni se dau detalii aici, în capitolul 7, să vă citesc doar de la versetul 25, va rosti cule împotriva celui preanalt. Va supri pe sfinți și spun că suprește în mod special sfinții la nivel de familie. Capitolul 8, citesc de la versetul 23, la sfârșitul stăpânirilor, când păcătoșii vor fi umplut măsura de se va ridica un împărat fără rușinite de ani, e vorba de cornul acela. Va fi tare, nu prin puterea lui, va face pustieri de necrezut. Capitolul 11, vă citesc de la versetul 36. Împăratul va face ce va voi, se va înălța, se va spări mai pe sus de toți Dumnezeii, atenție! Va spune lucruri nemauzite împotriva Dumnezeilor Dumnezeilor. 167. A spus că ținta și familia. Nu va ținea om de Dumnezeu părinților săi, nici de dorința femeilor. Cu un cuvânt, nu va ținea seama de niciun Dumnezeu și va slăbi pe sine mai presus de toți. În schimb, va cinsti tehnologia. Parafrazez eu. Trăim vremea aceasta. Și această ultimă stăpânire demonică, ce și-a propus așa ceva să facă, ce n-a mai făcut nimeni. Observați? N-au treabă între ei, că cei alte fiare s-au omorât una pe alta. Ăștia au treabă direct cu Dumnezeu. Și Dumnezeu, în final, va spune, de voi eu mă ocup. Toate cei alte fiare au fost omorâte una de alta. Ăștia i-a nimicit Domnul Iisus cu suflarea gurii lui și cu arătarea venirii sale. Slăvit să fie numele, aleluia. Și va instaura împărăția lui eternă. Gloria. Numai că noi trebuie să rezistăm în perioada asta. Doamne, ajută-ne! Amin. Ținem așadar cont că Dumnezeu are acest proiect. Ce vreau să spun cu asta? Prin harul Domnului, până aveți cumva mea soție, s-au căsătorit 6 dintre cei 8 copii. Unul este cu mine aici, pentru că a sosit acum, am avut ceva rezolvat. Și mă gândeam, Doamne, nici împreună cu ea nu ne-am descurcat, că ne-ai ajutat tu. Dar acum ați mai neajutorat. Și dacă n-aș crede că Dumnezeu se implică, mi-ar fi frică de tot. Dar Dumnezeu se implică în realizarea căsătorilor, că e a lui proiectul. N-am citit așa despre el. Păi el a făcut-o. El a adus-o în viața. Dar scrie apoi robul lui Avram. Și spune Avram, Genesa 24, vă citesc versetul
7, pentru că zice robul, un om chipzuit, administratorul atâta avere, peste sute de robe, era firmă mare acolo. Și zice, dar dacă fata nu vine, ce face? Versul 7, Avram, Domnul Dumnezeu cerului va trimite pe Îngerul Său înaintea ta. Auzi, Dumnezeu implicat. Slavă Lui. Și a prins robul ideea asta. Și s-a vorbit și el personal cu Dumnezeu, Doamne, știi ce-o zis Avram, eu te rog. Și în urmă scrie aici, în versetul 27, omul s-a rugat cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis, binecuvântat să fie Domnul. Pentru că el se rugase, versetul 14, să fie fata pe care ai rânduit-o tu. Și când s-au dus ca și cu negaste, l-au pus la și l-au spus, Domnului, i-am spus ceva mai interesant. Ceilalți au priceput și scrie în versetul 50 că au zis, de la Domnul vine lucrul acesta. Proiectantul și realizatorul, slăvit să fie numele Domnului. Și tot de la Domnul vine lucrul acesta de-a lungul veacurilor. Să-L implicăm pe Dumnezeu, mărit să fie în veci. Amin. Așa de tine, dragi, să nu vă apucați singur fără proiectant la treaba asta. Și nici părinții să nu treacă peste proiectant. Că noi i-am putea potrivi. Dar în timp, cine știe planurile Lui tainice, uneori ciudate. Zice Apostolul Pavel, vă citesc din Roman, din capitolul 11. Asta la gândul că sunt unii înțelepți și pricepuți. 11 cu versetul 33. O, adânc cu bogății, înțelepciuni și științe lui Dumnezeu, cât de nepătruse sunt de cărții Lui și cât de neînțelese sunt căile Lui. Aleluia! Unul dintre băieții noștri s-a dus la un cânt norvegi, a lucrat, știu eu, la a venit în țară și spune, tata, neapărat trebuie să mai mă duc. O luni de zile mi-a zis, sta de acolo. Am plecat cu mașină și mă sună de acolo, tata, aici am văzut o fată, vă rog să vă rugați, posibil asta să fie pentru mine. Deci uite, vin în țară cu mașina, nu numai ei doi au venit. Vreau să trec pe la Arad să o vedeți. Mă duc să o duc la Suceava, să-i cunosc familie. Da, deci, pe drum mi-a spus el că este așa un tip mai interesant. Și am observat să văd ce ești, cum se comportă, cum zici, cât e de economă. Calcul omenește. Se duce și se întoarce înapoi, se roagă și apoi merge din nou și spune, uite, ce vreau. Între timp, familia ei a fost descoperire. Sunt vreo 6 fete, s-a produsut. O 7. Domnul va începe să binecuvinteze casa voastră. Ce nu vă rețin cu mai multe? A zis, ce interesant lucrează Dumnezeu? Noi ne dăm întâlnire în Scandinavia. Procește din coace, procește din cor. Și când te uiți în urmă, păi se mai pricep și oamenii că să asambleze o mașinărie cu piese aici, una dincolo, dar nu-i ce, ca ce face Dumnezeu. Așa au fost înțelegi dinainte, dar eu cu nevasta n-am fost înțelegi cu cuscrii. Înseamnă că era altul care proiectase sus. Slăviți să fie numele, aleluia. Acum cine știe ce-a mai fi mai departe, vorbesc în familia noastră. Nu știm. Scrie Proverbe 25:2 că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Aleluia. Pe mine și pe scumpa mea soție ne-a crescut Domnul în aceeași adorare. Și povestea aia la un moment dat, dacă îmi spunea cineva cu un an înainte ca eu să fie soția lui Dumnezeu, nici nu m-aș fi gândit și nici nu aș fi acceptat. Ea era mai copil ca mine. Nu că eram dus în lume, dar eram inactiv acolo. Pe mine nu știu dacă mă reușeai să mă duci de portul la și de care anumit azi a fost mai ascultător. Dar Dumnezeu așa a lucrat între timp și toate le-a făcut și când
depănăm lucrurile, nu-ți rămâne decât să zici Dumnezeu numai mare și minunat. Slăvit să fie numele Aleluia. Și se implică și la cei mari și la cei mici, se descurcă cu unul, se descurcă cu mulți. E mare Dumnezeu. Gloria Lui, Aleluia. Da, proiectantul ăsta e interesant, numai cum îi întâlnește ca pe Adam și Eva. E interesant în ce face mai departe, dacă e proiectul lui, a zis Eva, vă citesc Genesa capitolul 4, versetul 1, Adam s-a împrunat cu nevastă sa Eva, Dumnezeu a pus instinctele astea în ei, picurul de dragoste, și a născut pe Cain și a zis, a încăpătat un om, ajutorul Domnului. Păi unora li se pare că nu Dumnezeu implicat aici. Am avut acum o slujbă, cum sunt acum astea online, și trimite o soră un mesaj, frate, ai spus ceva despre nașterea copilor? Păi eu după doi copii m-am legat. Zice, am socotit ceva normal. Eu nu m-am grăbit să răspund că n-am apucat și trimite alt mesaj. Zice, poate v-am deranjat cu mesajul, dar și surori mai mult, așa m-am învățat, am fost un predicator, că ferice cine și umpla torba de sărgeți cu ei, că am 27, deci îți umpli cu câți vrei. Nu cred că e o problemă. E când am văzut că scrie așa, atunci mi-a făcut timp și am răspuns pe drum mergând. Uite ce se asculte, că am avut recent două înregistrări la Radio Vocea Evangheliei Suceava, numai pe tema nașterii copiilor. Proiectantul lucrează mai departe. Face proiecte și le și realizează. Amin. Aleluia. El este implicat în conceperea copiilor, în derularea evenimentelor, în perioada asta prenatală. Ce spune Dumnezeu Ieremia? Păi mai înainte eu am socotit că Dumnezeu are toate schițele pe masă. Are nevoie de oameni în biserică, are rânduiți oameni în societate, în familie, sunt rânduiți toți. Îi spune Dumnezeu lui Avram, vă citesc din Genesa 17, aveam un băiat de 13 ani, și zice de la versetul 20, îl voi face să crească. Îl voi înmulți, mi-a spus de mult, 12 voi voți va naște și voi face din el un neam mare. Noi poate ne uităm numai că a spus că copil vei avea. Nu, nu, Dumnezeu zice ce face în generația următoare, când se mulțește tare mai încolo, face neam mare. Ce proiectant a fost? Care e băiat, care să fie fată, să fie perecheat la rândul lor, când să nască, ce să fie, ce să se întâmple? Omnii suntem. Citeam recent într-o carte de-a noastră, așa din cât au văzut oamenii cu telescoapele lor. Undeva în America este un telescop imens și s-a dus acolo un ateu și s-o tot uitat, s-o tot uitat, când ieși de acolo, zis, nu-ți mai ateu. Ți-i prea mare, prea interesat. Nu se poate să mai rămână de el. Băi, viteza luminii încoajoară pământul de 7 ori într-o secundă. Aleluia. Băi, până la soare, trebuie nu știu cât vreo 7-8 minute la lumină să vină de acolo la noi. Apoi numai aceea și sistemul nostru trebuie cu calea lactee vreo 2 ani. Și cât au văzut oamenii, dar nu au văzut gardul. Și cât trebuie 2 milioane de ani lumină. Auzi. Asta e la macro, dar la micro, la ADN-ul, unde umblă, încearcă oamenii să meșterească și să vadă de acolo ceva. Ce proiectant. Putea să-i facă pe toți oamenii odată ca pe îngeri. Ăia sunt mai superiori și a făcut pe toți odată. Și pe oameni a făcut, uite așa, a vrut să ne angajeze și pe noi la fabrica asta. Da. Eu numesc familia, fabrica de familie. Și Dumnezeu, rețineți, am spus, e și proprietar. Glorie Lui. Iar și la pământ e proprietar, nici la evenurilor, dar noi am tăbulat pe ei. Le-au spus concesiune, 49 de ani și veniți din nou la hârtie. Așa că cineva vrea să spună că este ceva sau că are ceva sau că știe ceva, se ducă înapoi la școală. Să rămână în clasa marelui învățător. Domnul. Amin.
A Lui să fie slava în vecii vecii. Amin. Când gândim așa despre familie, le spun la unii care au de-a face mai cu seamă în țările de progresiști, ăștia sunt mai avansați, măi, nu vă luați tare de ei și le spuneți că sunt răi. Mai degrabă lăbudați-vă cu ce avem noi. Cu asta nu ne pot acuza. Să-i spun ce grozav e la noi. Ce bine ne simțim. Cum pe vremea comunistă ținea unul un discurs pro-ateism. Spune dacă are ceva întrebări, dacă are cineva ceva de contrat. Și este un om simplu. Nu erau portocale atunci care se vreau comunistă, nu găseam noi oricum. Și iese în față, mănâncă portocale, tot atenți ca și mânca și una. Și zice la asta și conducea prelegi, zice, ce gust are portocale asta? E așa magră sau mai dulce? Păi tu știi că tu ai mâncat. Nu, așa e cu Dumnezeu, voi n-am zis, știi că voi n-ați gustat niciodată. Aleluia! Veni și gustați, să vedeți ce gust, așa voi vorbim. Voi sunteți în afara problemei și v-ați dat cu părerea. Doamne, îți mulțumim că ne-ai dat cartea asta. Slavă Domnului! Aleluia! E numai din primul capitol ce v-am citit. Cât e de bogat, mărit să fie bogat. Ideea asta. Am uitat că Dumnezeu este proiectantul, realizatorul și proprietarul familiei. Aleluia! Mai putem să mergem cu o idee? Da. Scrie în versetul 27. Dumnezeu a făcut om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu parte bărbătească și parte femeiască. Dumnezeu a creat familia din două piese distincte, diferite, dragii mei. Și asta se vrea acum să se spună că sunt doar chestiuni culturale. Că nu am învățat pe băieți să umble cu albastru și pe fetițe cu roșu și că nu am învățat pe băieți să le fie mai dragi mașinile și știu eu ce și la fete ceva de cusut sau florile. Și sunt grădinițe în Europa unde le dă la fetițe să se joace tractoare și motoare și la băieți flori. Da, de iară suci cumva. Recent, undeva într-o țară, o mamă și-a dus pe scenă copilașul de 4 ani să spună băiețelul, de astăzi va fi fetiță și bietul copil se trăgea înapoi. Și parohul de acolo l-a rebotezat după numele de fetiță. Doamne, pe ce lume trăim? Iisus, ai milă. Dar eu cred că în final Dumnezeu va trebui să fie, Dumnezeu va fi profund motivat să distrugă lumea. Niciun înger și pentru vecii vecii nu-L va putea veni pe Dumnezeu de ce a distrus-o. Că va ajunge într-o stare în care nu mai poate lăsa. Că ar distruge tot. Cum e scris că dacă zilele n-ar fi scurtate, tot s-ar nimici. S-a spus la Apocalipsa 11, Dumnezeu s-a sculat să nimicească pe cei ce prăpădesc pământul, dar El e proprietar. Mărit să fie în veci. Aleluia. Trăim într-o lume nebună. Asta scrie în Romanii, nu s-au fălit că sunt înțelepți și au nebunit. Nu știu cum e la dumneavoastră, fete, femei, e bine că suntem toți aici. Mai cu ani în urmă, când a apărut, vă spuneam, după primul război mondial, revoluția feministă, mă spunea un cumnat de meu care a lucrat în învățământ în Statele Unite, cu o colegă lui a zis cu mândria șefului lor, mama mea a fost primul cadru didactic din Statele Unite care s-a dus la școală îmbrăcată cu pantaloni. Pentru că diferențele dintre bărbați și femei sunt structurale mai întâi. E dovedit că în perioada prenatală creierul unui făt care devine băiat este dotat cu un anumit program și al unei fetițe cu un alt program. Că doar de aceea o femeie, dar fi, are o altă structură, chiar și fizică, aspecte fiziologice, aspecte sentimentale, psihologice, de orice natură. Dar asta se încearcă să se spună acum cu identitatea asta de gen și să nu ziceți că, frate, pe noi ne privește, stai să vă spun unde ajung. Că sexul nu poți să-l modifici. Dar, chiar dacă l-am dezbrăcat, arată că e băiețel, putem să-l convingem să-i spunem că e fetiță. Și-și pune rochiță și-și lasă părul lung și
Se bucură trusturile astea farmaceutice că de acum o să aibă un abonat pe toată viața la medicamente și la spital, că e și o treabă de business. Ei, noi spunem că acolo e prea departe, nu? Sau cum a fost mai înainte, nu să facă acele toalete unisex, am citit că în Japonia un bărbat care se crede femeie și un lucrează undeva la o instituție guvernamentală s-a dus la toaletă la femei. Și femeile au reclamat că s-au simțit deranjate. Și s-a spus să meargă la bărbați. Și-a dat guvernul judecată. Și-a câștigat nu știu câte sute de mii de dolari de spăgubire. Că l-a jignit în identitatea lui de gen. Bun, ei sunt duși departe, nu? Dar eu vreau să vă spun care au fost primii pași. Dacă atunci o femeie să se îmbrace ca un băiat în urmă cu 10 de ani, era privit ridicol, acum încet, încet nu mai pare ridicol nici la noi. Hai să vă spun ceva, dar vă rog să vă gândiți, nu mă judecați a priori. Dacă într-o dimineață ți-ar spune fratele tău că nu îmbrăca tu sutienul, vreau să mă îmbrac eu, că de-am vreau să fiu fetiță. Ați văzut cum le vine? Dar ascultați-mă acum. Dar știi că atunci când ai vrut să te îmbraci cu pantaloni, ai făcut același gest? Numai cu ăla ne-am obișnuit. Dar pasul următor este. Asta e problema. Ne mirăm unde au ajuns, dar facem pași între acolo. Mărunți și nu mai dăm înapoi. Da, da. O, Doamne, e bine. N-au ajuns dintr-o dată acolo. Are C.L. Lewis, un scriitor englez, o carte, scrisorul lui Zgândărilă. E o imaginație foarte bogată, unui demon de rang inferior îi dă grijă pe un creștin foarte fervent, plin de râvnă. Băi, scoate râvna asta din el, dă-i alte ocupații. Și încet, încet îl promovează, îl face lider de sindicat pe creștinul acela, trebuia acum să meargă la ședințe, așa, așa. Și la un moment dat raportează demonul ăsta la o altă căpetenie, zice, de 3 săptămâni n-am mai fost la biserică. Spune, măi, nu dintr-o dată, că se prinde. Încet. Dar cum l-ai convins, strânjurul? Înapoi nu mai dă. Una dintre rudenele apropiate ale soției mele a fost o fată evlavioasă. Da. Serviciu, anturajul, s-a îmbrăcat după unisex, tunsul scurt. De altfel așa are un suflet bun. Și zic, cum ar fi tu să revii la ce ai fost când erai fată? Nu mai știu ce a zis, că nu mai poate sau că e greu. Problema merge mai departe. Dumnezeu a făcut parte bărbătească și parte femească și asta nu ține numai de îmbrăcăminte și Doamne ferește de alte operații și intervenții hormonale sau chirurgicale. Problema ține, iată ce vă citesc din 1 Timotei, capitolul 2. Nu uitați ce titlu am pus la început. Adevăruri? De la început. De la început. 1 Timotei 2. Vă citesc la versetul 8. Vreau dacă bărbații sorocilor și rosece spre cer bun curate, fără mânie, fără îndoială. Vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate în chip cuvincios, cu rușine și sfială, cu vedeturi de păr, și cu aur, cu mărgătare și cu haine scumpe. Dar de ce nu le spune asta la toți? Spune bărbaților și femeilor, nu vă îmbrăcați cu orituri, cu haine scumpe. De ce nu le spune? Și am urmărit în statistici. Sunt și păcate specifice pe masculin și pe feminin. Bărbații sunt cu mânie, așa-i? N-a venit acasă, a bânios. Și nu numai odată. Dar Izabela cu ce ești în evidență? Cu ce scrie și la femei? Dreptul din toate veacurile. Trecem mai departe. Femeia să învețe în tăcere. Dar de ce?
Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, nici să zice mai presus de bărbat să stea în tăcere. Și acum argumentează că cel întâi a fost întocmit Adam. Este o prioritate și de acolo derivă tot ce i-a dat Dumnezeu în sarcină lui Adam și că Eva a devenit ajutor. Și încă ceva foarte important, și nu Adam a fost amăgit. Și femeia. Cum nu Adam? Și Adam a fost amăgit, în primul rând. Și femeia, fiind amăgită, s-a făcut vinovată de călcarea poruncii. Scrie în Genesa 3. Și scumpele noastre surori, dacă vor, vor recunoaște. Dacă nu, eu nu insist. Și nu cer să recunoască public, numai pentru ele. Scrie în Genesa 3, versetul 1. Șarpele era mai firesc decât toate fiarele câmpului pe care le-a făcut Domnul Dumnezeu. El a zis femeii, păi nu știu cum au ochit-o. Dar ce îmi pare curios, deși femeia părea mai fermă decât Adam, a zis, nu numai să nu mână, nici să nu te atingi. Dar n-a putut să rămână pe pozițiile. Pentru că femeia este mai schimbătoare, mai vulnerabilă, mai sentimentală și sentimentul odată se schimbă. Rațiunea se schimbă mai greu. Sentimentul e mai flexibil. Dar poate ar zice surorile, dar de ce ne-a făcut Dumnezeu așa? Fiindcă era nevoie de dumneavoastră în viața de familie și vă spun mai îndată de ce. Dar acum vreau să înțelegeți de ce Dumnezeu, de exemplu, n-a lăsat femeia să predice. Cine n-a mai trimis o prorocie? Mi-am folosit nu toată de lungă răbdare, dar am apelat la ceva de lungă răbdare și o ascult toată. Nu pentru că era prea lungă, ci pentru că spunea prea multe baza coniei. Între altele spunea la un moment dat, am deslegat și femeile vestească Evanghelia. Spunea și altele, spun numai pe asta că la subiect, să nu vă umplu mintea cu altceva. Și a spus el ce a trimis, nu mai trimite mai departe așa ceva. Că zice Pavel, 1 Corinteni, capitolul 14, pe subiectul acesta, vă citesc de la versetul 34. Femeile să tacă în adunări, dar voi scapte învățătură să trebuie bărbați acasă. Și auziți? Cel de la voi a pornit cuvântul Dumnezeu să nu a până la voi ajuns, dar cred cineva că este proroc. Deci un proroc nu poate să modifice asta, cum a vrut dumneavoastră nu știu cine e. Să înțeleagă ce vă scrie este o poruncă a Domnului. Dar, stimate surori, femei, fetelor, asta nu vă face interioare decât la prima vedere. Nu vă face interioare. Pe bărbat l-a dotat Dumnezeu într-un anume fel și odată anumite i-a dat anume chip și anume lucrări. V-a dotat într-un anume fel și v-a dat anume chip și anume lucrări. Ce faci, ce trebuie să facem noi dumneavoastră nu puteți face. Dar la fel de valabil că ce faceți dumneavoastră nici noi nu ne descurcăm. Așa este. Și atunci de ce să încurcăm lucrurile? Că au făcut parte și parte. Păi când mă uit la câte o soră, cum își alăptează copilașul, și când îi povestește, chiar dacă nu înțelege, dar ce îi prinde bine. Și cum îl sărută. Păi dovedi, dragii mei, că un bărbat să aibă 100 kg și să aibă mușchi. Nu poate ținea mai mult un copil în brațe decât o femeie. Și s-a făcut calcule cum? Pentru că ea nu judecă cu brațul, cu sufletul. Aleluia. E altceva. Și dreaptă-i Biblia în toate. Vorbeam miercuri seara la noi la comitet. Am avut în adunarea noastră două surori. Până au stat acasă cu copiii, una cu 7, alta 3. Fosemei vlavioase, aș fi vorba românească, aș fi garantat pentru ele. Când au ieșit în societate, când s-au luat servici, nu se întâmplă cu toate așa, evident. Amândouă ajuns și curbe și-s duse din țară. Și au lăsat bărbații cu curge. Bărbații nepocăit, nepocăit. Mă drepti că Dumnezeu pe ce-o pus pe femeia aia se percepe să facă. Scrie în Genesa 3. Vă citesc versetul 16. Femeia a zis, voi mări foarte mult suferința și sărcinarea ta. Cu durere vei naște copii și dorințele tale se vor ținea după bărbatul tău. El va stăpâni peste tine. Și scrie în nume 30 că dacă femeia lua o juruință, dacă era fată, tata putea să o salveze, dacă e măritată, putea soțul. Că ea în sufletul ei mare și sentimentalismul ei, femeia repede se angajează că face.
Bărbatul trebuie să gândească și să o scutească de a fi culpabilă de juruința făcută sau de a nu fi în stare să facă ce a zis că face. La bărbat i-a spus altceva. I-a zis, versetul 17, fiindcă a ascultat de glasul nevestii tale, iată și vulnerabilitatea noastră din coace, cu multă trudă să-ți scoți hrana din pământ toate zile vieții tale, în sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea. Că bărbatul e mult mai tare la muncă, femeia e mult mai rezistentă la suferință. Deci sunt lucruri cu specific, dragii mei. Și să nu luăm numai una din lista noastră. Luați-vă în brațe lista dreaptă. Cu prunci, cu tot ce ține. Și noi să ne luăm în brațe lista întreagă, cu sapă, cu tot, cu truda de pământ și cu tot ce ține. Amin. Și repet, asta nu ne dezavantajează. Eu mi-am făcut așa o evaluare în dreptul meu și a sorei Dena. Poate greșesc în ce spun, dar sunt 100% transparent în ce vă spun. Eu nu cred că o să ajung în cer să am o poziție ca ei. Prin felul, prin caracterul ei, prin ce a făcut Dumnezeu în viața ei, prin slujirea ei. Numai cât am beneficiat eu de pe urma acestei neveste. Nu cred că voi ajunge, atât am rugat Dumnezeu să mă las să fiu subalternul ei, să nu mă pun în altă echipă. Așa că nu știți dezavantajat că sunteți femeie. Dacă vă îndepliniți rolul, dumneavoastră aveți anumite rubrici în catalog, noi avem alte rubrici în catalog. Cum s-a întâmplat la Izvin, familia Grigor, 16 copii, sora spunea, nu pot să postez, că nu pot să mă duc cât alții, cât soțul. Era vremea aia cu scutece, nu cu alte accesorii ca acum. Și trec pe acolo fratele Gheorghe Negre și spune, sora, îți întreb tot că pachetele la scutece și te uitai întristată. Și a venit un înger preocupat, numărat, cubat, și ți-a pus o răsplată. Mai știu exact cât a fost, și-o-s bărbatul, dacă așa se plătește, fac eu asta. Și-o zis, nu numai la femei se plătește, au tariful lor. Noi avem tarifele noastre. Amin. Și cu activitățile noastre. Așa a făcut Dumnezeu. Parte bărbătească și parte femeiască. Amin. Să fie binecuvântat pentru asta. Amin. Să fim mulțumiți că ne-a făcut așa, să fim mulțumiți cum ne-a făcut. A zis Moise, Doamne, nu pot să mă duc. Și a zis Dumnezeu, dar ce? Cine a greșit? Exod 4, nu eu te-am făcut așa. Așa avea nevoie de el. Amin. Și cum mi-a spus eu la tine și la fete, mai multe schimonosi, că după aceea te decalibrezi. Și tu trebuie să potrivești cineva într-un ansamblu. Rămâi așa cum ești. Trebuie să fim cât mai naturali și cât mai reali. Și să slăvim Lui pe Dumnezeu pentru felul în care arătăm. Slavă. Pentru ceea ce a gândit și a făcut proiectantul și realizatorul, slăvit să fie lui. În veci. Mărire Lui. A trecut aproape o oră, facem cel puțin o pauză și dacă mai îngăduiți, mai spun ceva sau dacă este vreo întrebare. Între timp facem o cântare rugăciunii. Da. Acum s-a deschis cuvântul ăsta pe ziua de azi. Slavă, Slavă Domnului! Aș vrea să continuăm, întorcând de la adevărul, de la începutul despre familie. Scrie în Genesa 2, versetul 24. De aceea va lăsa unul pe tatăl său și pe mamă sa, se va lipi de nevastă sa și se vor face un singur trup. Asta nu a fost în cazul lui Adam. Așa. La ei au fost chiar dintr-un singur trup s-o dobit, că doi de fapt erau de oasă și carne din carne, dar s-a făcut mențiunea ca să fie și asta adevăr de la început. Chiar dacă nu a intrat decât în generația a doua pe rog. De fapt a treia. La a doua s-a căsătorit copilul Adam între ei. Și spune Domnul, vă citesc din Marcul din capitolul 10, versetul 6. Dar de la începutul lumii, Dumnezeu a făcut parte bărbătească, parte femeiască, va lăsa un pedaț să-și pe mamă, să se va lipi de nevastă sa, și cei doi vor fi un singur trup. Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Și apare o mențiune interesantă. Deci, ce-a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă. Familia
este o unitate făcută de Dumnezeu, dar nu orice fel de unitate. O unitate organică, o unitate complementară. Adică ce n-are unul, are celălalt. Are celălalt. Este o unitate capul, soțul, trupul, imaginea aceasta, soția, și în felul acesta, ce-ar face capul fără trup? La ce e bun? Trupul se descurcă fără cap? Nu. Că hai să zici că mâna dreaptă fără mâna stângă se mai descurcă, nu o să bărbatul mâna dreaptă, femeia mâna stângă, nu, nu. O pus-o, bine o pus-o. Slavă Lui! De-aia îi compătimesc eu pe ăștia din afară și le spun 1000 de bărbați aleși pe sprânceană, cum a zis Solomon, că dintr-o mie au găsit unul. Să fi găsit 1000 dintr-o mie, n-au ce are cea mai slabă femeie. Operații se fac, dar sunt cu lapte nu se fac. Asta numai femeia. Așa e. Apoi și dacă ar face asta, că este acum cu mamă din prunut, când a apărut pandemia, așteptau 9.000 de copii născuți de ucrainence la 10.000 de euro să poartă o sarcină de asta și așteptau familie să vină de prești locul să vină să facă transportul. Dar sentiment se poate? Păi la astea nu mai trebuie să facă Solomon nicio judecată. Că toate le apără. Ca să afle care e a ei. Că nu e a ei. Ei, asta face ca femeia să joace, cum spunea, rolul ei și nu doar că bărbatul joacă rolul lui, ci v-am pus față de ce v-a spus până aici. Se completează. Bărbatul i-a dat învățătura. Bărbatul și vorbim mai mult, nu știu, în predica. Femeile sunt cu darul sfătuirii. Și scrie în Proverbe sfaturile mamei. Tata spune odată la prunci și mama repetă până în față. Și vine așa. Fiecare cu o autoritate specifică și se completează. Aleluia. De aceea, cum zice Pavel, când e vorba de trup, că nu poate zice anumit, cum zice acolo 1 Corinteni 12, ochiul nu poate zice urechii. N-am trebuit zice de tine. Dar ce te faci când vine cineva de la spate dacă nu te ajută urechea? Stimate ochi. Te învârți. Până te învârți, ai alt spate, vine spatele din coace. Dar ce bine îl ajută pe urechea, că îi spune, întoarce-te că e un pericol. Sau fii atent, auzi ce s-a spus. Vorbim mai încet. Ce bine le-a potrivit Dumnezeu, scrie acolo, că mădurarele îngrijesc unile de ani. Dacă se bucură unul, se bucură toată. Dacă se tristează, unul se tristează toată. Slavă Lui! Așa că dacă e căjită nevasta, da. Nici nu mai poți să ai treabă de poftă de mâncare. Așa e. Dar trebuie să fie valabil și invers, așa e? E ceva ce face peisajul întreg. Scrie în Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Știți, femeile au specificul lor cu... Și la scumpa mea au făcut florile. Avea într-o vreme prin curte și pe acolo prin case, am numărat vreo 70 de ghivece. Și dragă, în rai, cred că o să fi împlinită pe deplin. Nu mai trebuie să le mulți iarna, nu știu unde. Eu n-am înțeles niciodată rostul florilor, în afară cele ce cresc în natură. Țin minte chiar cineva a luat un buchet și a spus, ui ce frumos, băi, nu miroas. Pentru mine, toată frumusețea a fost dacă găseam relație matematică între florile, așa le aștept, era ceva statistic ușor de ținut minte. Eu pe mine mă încântă cifrele. Da. Și acum am grijă de flori, de murei. Oh, da. Și acum o citesc din Cântarea Cântărilor, capitolul 2. Eu sunt un trandafir din salon, un crin din urei, ca un crin în mijlocul spinilor. Așa este iubita mea între fete. Și acum spun ea. Ca un măr între copacii pădurii. Bărbații sunt ceva mai practic, mă, ceva mănânci, nu? Crine, miroși, o fie frumos.
Dar spuneți-mi, Dumnezeu a făcut numai Mary sau și Crinii? Și Crinii. Că Dumnezeu a făcut și parte femeiască. Aleluia! Cum e Dumnezeu? Nu știu, cred că le încorporează pe amândouă ochii de săvârșit. Nu suntem numai bucățele. Așa e în familie, așa e și în adunare. Și nu te poți lipsi de ceva, cum se spune, că s-a supărat o ceapă într-o zi și a spus, gata cu foaia asta. Și s-a supărat spre următoarea. Și și-a continuat trendul. Și până la urmă ce a rămas din ceapă? Nimic. Păi asta suntem noi. Pentru că așa ne-a creat Dumnezeu să slujim ca mai mult. Și iar îmi vine să spun, binecuvântat să fie acest mare Dumnezeu. Aleluia! Eu am vrut să nu mă căsătoresc. La tinerețe. Deși m-am căsătoresc de până la 22 de ani. Dar Dumnezeu a știut cum să mă ducă la adevăr. A creat între mine și sora Adena o simbioză de natură spirituală. N-am avut nici un plan să mă căsătoresc. Absolut niciun plan. Când m-am ridicat să predic, cum era ea plină de râvnă, cum se rogase 7 ani să-i dea Domnul un sos predicator, a venit la mine și a zis, văd că ai un dar, mai am crezut pe tine, nu știi grei. Mă rog Domnului să văd dacă mă lasă să mijlocesc pentru tine. A venit și a spus, și m-a rugat și mi-a spus cuvântul Efeseni 2 și voi sunteți zbiți împreună ca să fiți un templu sfânt, o cașă de Dumnezeu prin Duhul. Auzi, crede Domnul, voi în Duhul să facem o unitate. Gata. Și am pornit cu rugăciuni și așa am mers o vreme. După aia mi-a luminat Dumnezeu, ei, trebuie să fiți și familie. Că... Și acum la noi doi s-a încheiat numai episodul de familie. Dar slujirea cu sora Adena mi-o doresc din plin. Ba încă fiind vorba de familie, unii poate mă acuză că mă amintesc de ea. Dar mi-am găsit justificare biblică. Sau ca să mă apăr, să nu mă mai bate gânduri rele. Scrie Biblia în Efeseni 5 că Hristos, bărbatul trebuie să-și iubească nevasta Hristos biserică. Scrie așa? Da. Au murit unii din biserică. Da. Au murit din a iubea și Domnul Iisus Hristos. Da. Și eu fac ca eu. O iubește dacă a murit. Dar trecem mai departe la lecția noastră. Ce am vrut să spun? Că asta am probat și eu în viața de familie. Cât ajutor mi-a fost ea în plan spiritual. Să se potrivească înseamnă în multe privințe. Și înseamnă să se potrivească, să se închidă sfera, să fie întregul. Apoi există și partea cealaltă, 1 Corinteni, capitolul 7, versetul 3, bărbatul să-și împlinească față de nevastă datoria de sos, așa să facă și nevasta față de bărbat. Cine zi de aici? Că nevoile tale pot fi împlinite de ea. Vezi să nu-ți împlinească nevoi cum ți le-ai putea împlini singur. Mai înțeles, nu? Sau cum ți le-ai putea împlini altcineva, nu nevasta. Tot din speța ta. Și nevoile ei, chiar și în plan sentimental și în plan intim, pot fi împlinite de sos. Așa ne-a creat Dumnezeu. Și-a turnat în noi picurii săi de iubire, că dacă ne punea Dumnezeu aceeași iubire față de toți oamenii de pe fața Pământului, nu puteam, ne crăpa inima. Mă, n-ai cum să iubești pe toată lumea odată. Dar ne-a turnat cam cât din capacitatea noastră. Să ai grijă, cum zice 1 Corinteni 5:1, Timotei 5:8, dacă nu grijește cineva de a lui, și mai ales de cei din casa lui, familia și rudenii sau care să-mi dați ție grijă. Dumnezeu ne-a turnat magnet pentru cât putem duce, atâta se lipește de noi cât putem duce. Aleluia. Dacă era magnetul mai mare, era și atracția mai mare și puteam duce mai mulți. Numai Dumnezeu îi poate duce pe toți. Slavă lui în veci. Că toate își trag izvorul din el, slăvit să fie în veci. Zice, păi tu începutul tuturor actual, tuturor sfârșit, cât de minunat și tainic Doamne l-ai rânduit. Mărit să fie Domnul. Să înțelegem așadar unitatea realizată de Dumnezeu. De unde rezultă complementaritatea aceasta. Și dacă în vreo familie vi se pare că nu vă potriviți și că nu te ajută celălalt și îți pare că te încurcă,
înseamnă că nu ți-ai înțeles bine rolul și n-ai înțeles nevoia celuilalt. Și unii, știți când pricep de ce ajutorerea celălalt? Când lipsește. Așa mi-a spus-o, păi nevasta asta mă culcă, faceți voi. Trimite-o la mama sau lună de zile. Să stea liniștită, să bucură și părinții că vor fi bătrâni și descurcă-te sigur cu toate ca să vezi cât prețuiește la tine acasă nevasta. Ei, mă știți cum suntem uneori. Spune că un tată era iarnă și își ducea doi copii pe sărnie. Și ăla din față stai cum tată, frate meu a picat. Să uite, cum mi-a picat, mă, că nu nici așa acum în zăpadă să-l fie acoperit. S-a dus firea după curbă, dormise mai micul, s-a căzut. Păi, de ce te-a sărut acum cu picat? Mă confirm la spate. Asta e marea noastră problemă. Simțim nevoia celorlalți numai așa, în momente maxim, până atunci se pare că e ceva natural, nu? Să fie acasă, să găsești casa curată, să fie mâncare, să mai faci și mofturi, că nu-i tot ce ți-ai dorit și cum ai vrut. Fă probă să vii la casa rece. Să fii nemulțumit de copii, să vezi cum este fără ei, să fii nemulțumit de tata și de mama, să știi cum este fără ei. Ei, ar trebui să binecuvântăm pe Dumnezeu mai des. Amin, ajută-ne, Doamne. Să te scoli de dimineață, cum scrie în Proverbe 31, să-i aduci laude nevestei și să nu te oprești aici, să lauzi pe cine ți-o făcut. Amin. Să aduci laude bărbatului. Pentru cât are? Pentru puținul acela. Dar să nu-i să-l lauzi pe Dumnezeu. Dacă ceva nu potrivește și nu este în regulă, roagă-L pe Dumnezeu că poate să le potrivească mai bine. El poate să lucreze în timp slăviței. Aleluia! S-a întâmplat în Arad. Vine într-o zi o soră la consiliere, cu 27 de ani. Prânz, toamnă, răgășit. Ce s-a întâmplat? Soțul a venit astăzi de la serici cu colega lui, i-a spus să fac 3 cafele și cu sânge rece mi-a spus că ea e amanta lui, divorțează de mine, se căsătorește cu ea. A, n-a mai putut. Și el m-a dus în mașină. Membru la mea și eu. Dar eu s-a botezat pentru ea, era din lumea aia, familie pochetă, s-a scălit la școală, s-a încurcat, în fine. Măcar că ea a recunoscut și a zis, dar trebuie să vă spun toată adevărul. Nu-i numai el de vină. Una la mână, v-am mințit când ne-am căsătorit, că n-am fost colați. Și doi, i-am tot întors spatele și mi-au zis, auzi, vezi că prea stau altele cu fața. Nu te mai tot întoarce cu spatele. Zici și făcut, a divorțat, s-au căsătorit legal cu alta în lume. S-au dus în altă țară. Și alții au spus, repede, te poți recăsători, ce e gata. Și a zis, da, mă, dar și eu-s de vină. S-a pocăit femeia, la s-a zdrobit, era mare cucoană. În vremea aceea, țin minte că a fost singura mireasă la care n-am avut îndrăteala să cu luni de frații până să-i vadă rogă de mireasă. S-au temut cine ce surprize face. Dar cum s-a smerit după aceea, fac acea o paranteză, cum spunea cineva de un frate, că să nu te-a fi atins de el, explodat. Tot e broșcat. Dar zice, l-a trecut Dumnezeu câțiva ani printr-un cancer, acum poți să-i avea de păr. Da. Și s-a smerit sora asta. După 3 ani bărbatul a divorțat de femeia aceea, avea 2 copii cu ea, cu sora noastră. După tot timpul la copii a trimis câte ceva și a început să o pețească din nou. Și a pețit-o 2 ani până a cucerit-o iarăși. Și la 5 ani, m-a sunat și a spus, ne cununăm din nou. Vine să faci o rugăciune pentru noi. Fii! Gata, s-au cununat și de atunci mai sunt vreo 5 ani. O familie blavioasă, măi, se împacă de minune. Amin. Apoi dacă din criza asta a fost rezolvare, dar la tine n-a fi rezolvare. Aleluia! Numai să te pocăiești bine. Ajută-ne, Doamne. Vei vedea cum se rezolvă lucrurile. Numai să respecti prețințele sfinte. Să te pui să te rogi. Până să arunce apă opărită, pentru să te opărească atunci când te rogi. Mai decât să nu te fi certat înainte. Eram copil și spuneau frații o întâmplare așa de la țară, dar foarte reală. Era un singur pocăit într-o comună, un bărbat.
Mergea, eu știu ce înseamnă asta, două comune mai încolo la adunare. Și familia noastră a fost primit. Acum este biserică. S-a pocăit după vreo 2 ani de la botez. Și vine un vecin și spune, după o săptămână, două de pocăință, unde ai fost? Aici în sat. Nu se poate. Păi cum nu se poate? Păi nu știu ce gura mea. Păi nu trebuie să cânte cocoșii. Tu ești cu la dimineață. Păi, m-am pocăit, dar tu ai fost pocăit de 2 ani. Nu, măi. Acum. Aleluia. Și să nu lungesc povestea. De fapt, nu-i poveste. A zis mai întâi sluga, auzi, nu mă iei cu tine la biserică, rându-i grafică mai repede. Bă, de până acum să vii și n-ai venit. Păi nu vedea, mai de capul, am să presc să scăpăm din gura ta. Păi, ceva s-a întâmplat cu tine, măi. O, de s-ar întâmpla asta în toate familiile. Amin. Să nu fie situație, cum spunea un slujitor, să sunt copilar la el. Aia m-a spus, e bine oarecum să sunt copii aici. Și zice, frate, să discuți cu tata și cu mama că se ceartă. Dar zice, tu de unde știi că se ceartă? Eu crezut că m-am culcat, dar eu nu dormeam. Și am mai pândit de 2 ori. De ce se ceartă oamenii? Zice Ioan, Iacob, Iacob 4, de unde vin certurile între voi? La alte baie sau la mine? La mine. Celălalt e făcut pentru mine, dar eu sucit și ea nu se potrivesc. S-ar putea să fie și el sucit. Dar măcar eu să fiu în poziția corectă. Scrie în Biblia Samuel 25 despre Abigail. Cum era bărbatul? Aspru, rău și nebun. Măcar că ea din neamul să mă. Trădea din cale. A aflat. S-a dus înaintea lui Daniel și scrie, interesant. S-a plecat. S-a închinat până la pământ, s-a aruncat la picioare și a zis. Cum scrie Biblia mai? Când deschide gura, îți dai seama dacă e înțelept sau nu. Prima vorbă a fost minune. Eu sunt de vină, Domnul meu. Păi ea nu era de vină și ea era patroană și ea era un cioban proscris, un plecat de acasă. Dar știu cum să pună problema. L-a câștigat? Da. Mai o nevastă cu minte s-a descurcat cu un om nervos, cu un nebun. Aleluia. Păi nu fi atât mai rău decât ăștia amândoi. Înțelepciunea e mai bună decât sculele de război, zice în Proverbe. Și a zis David, versetul 32, mai întâi binecuvântat să fie Domnul. Ce avea Abigail și ce avea nevastă, nu a fost de la el, a fost de la Domnul. Și dacă e ceva bai, nu căuta la bărbat, caută la făcător. S-ar putea să nu fie în rândul. Da, pe tine, zice în Roman 14:12, fiecare va da socoteală pentru sine înaintea lui Dumnezeu. Mai întâi o binecuvântat pe Domnul, apoi o binecuvântat judecata ei și apoi o binecuvântat-o pe ea. Așa se binecuvântă lucrurile, sus în jos. Dumnezeu, căpușorul tău, dacă e înțelept, și apoi restul ființei tale. Și apoi tot din gospodărie, cum a fost Iosif în casa lui Potifar, mărit să fie tot. Slavă! Amin! Să ne ajute cu unul Dumnezeu. Aleluia! Amin! Să ne înțelegem rolul și să ne putem juca rolul acestea în complementaritate. Amin! Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Slavă! Amin! Să vă dea tot har încă din tinerețe până la bătrânețe să vedeți potrivii, că Dumnezeu așa a făcut, să se potrivească, nu cum spunea un frate, să se împotrivească. Să fie exact ceea ce tu aveai nevoie. Slavă Domnului! Mai spun doar ceva și mă opresc aici. Da, este și o întrebare care poate se depește de asta. Există posibilitatea ca într-o familie cei de sus să nu se încerce deloc sau nesemnificativ de puțin, e un ideal sau chiar se poate?
Dacă dumneavoastră credeți că Dumnezeu a făcut să se certe, eu sunt de acord. Dar dacă e ceva baită, să dăm mai întâi vina pe proiectant. Nu? Că cei doi pot să aibă la un moment dat păreri diferite, asta nu e o problemă. S-ar putea din două păreri, dacă mai tundem ce e în plus, să rămână cât 150% valoare, cât una și jumătate. Dar dacă n-ai suficientă înțelepciune să asculți dorințele tale, că la tine vine cu ele, să le trezi. Și dacă dumneata n-ai suficientă supunere să fii de acord cu ce-o bifați, cu ce-o tăiat, apoi este scandal. Dumnezeu așa ne-a creat din toate punctele de vedere. Femeia când gândește și vorbește. Și bărbatul află dorințele ei. El între timp gândește. N-a putut să vorbească. Și trebuie să dea întâietate femeie. Ea își pune dorințele, apoi se retrage în locul ei și așteaptă hotărârea lui. Măi, dacă îi făcea Dumnezeu să vorbească pe amândoi deodată, trebuia să tragi la sorți ca acolo să trebuie. Dar nu-i cazul, că așa ne-o crea Dumnezeu. Amin. Dumnezeu să fie să fie. Slavă Lui. Apoi mai scrie în Biblie că robul Domnului nu se ceartă. Cu cineva din adunare se permit să te cerți? Nu. Dar acasă să-ți permit? Nu. Păi cum asta nu se plică mai întâi acasă? Ba da. De aceea nu suntem dotați cu răbdare, cu îndelungă răbdare. Am avut părinții tatălui meu. Acolo mai mulți din neam au venit la credință prin anii 60-62. Uite un val de văzătură de la Marcu, suntem în lumea 72 și s-au dus cu grămadă, a rămas numai tata și mama tatălui meu. Și, cum zic, singur acolo, prima biserică la 20 de kilometri, acolo pe un deal unde ducea vara vitele, s-a rugat bunicul și a auzit o voce. Domnul apoi l-a făcut proroc. Nu te teme, rămâi în credința care te-am chemat, că eu Domnul voi aduce înapoi. Aleluia. A avut Dumnezeu acul de cojocul ăsta, s-a îmbolnăvit mama grav, a martorit cu rugăciuni, din coace frate s-au rugat. Eu amintesc că eram copil, că am dat la cruce și a zis, am două surori mai mari, cu 10 ani și cu 7 ani, zice, n-am mai dat medic nicio șansă. Eu amintesc că în seara aia n-am mâncat nimeni, n-am gustat nimeni de mâncare. Tata nu s-a apucat să-și facă altă casă, că se gata lumea. A pus, a acoperit-o pe aerea cu șindilă, a locuit pe un munte. A acoperit-o cu cartonul asfaltat, măcar până mai ține lumea să țină cartonul apă să șindilă. Și cu lucra acolo pe acoperiș, povestește tata, că trăiește și tata și mama încă. Îi curjau, băi, așa curjau stropii, că rămâne cu trei copii, chiar că plouă pe acoperiș. Și mama de partie a visat, ea locuia mai la vale, undeva de părinți, era acolo și tata a dat drumul la un bolovan. Și a zis, mă prăpădește bolovan. Dar așa s-a întâmplat că pe parcurs din bolovan s-a făcut un porumbel, i-a primit în palmă și avea greuțe și i-a dat. Amin. Că așa cum pornisele era bolovanul la mare, dar a schimbat Domnul lucrurile, boala a făcut să se roage, au venit frații, au făcut stărâți, au primit Duhul Sfânt toți într-o noapte și au transformat în porumbel. Și mărit să fie Domnul. Aleluia! Știe Dumnezeu cum să fie. Da, ce-a vrut să spun răspunsul la mine, ducește-a mei. M-am întrebat, Doamne, pe ce am crescut mai mare, de ce ei au rămas pe poziție, s-au bătut cel puțin pe prototip. Și Dumnezeu mi-a spus, urmărește. În fiecare zi citeam o Biblie. Avea o Biblie de-aia cu mirare cu palmele lor de la muncă, așa se umflase foile, tot. În fiecare zi când dau împreună. Eu nu i-am auzit pe aia doi certându-se. Bunica mai spunea doleanțele ei. La bunicul cea mai grea vorbă era următoarea. Da, pe un tot cum vă spun acum, no. Pace bună. Altă fază mai avansată de scandal nu era. Nu. Pace bună. Și când vedea că nu poate lămuri pe cineva, avea altă vorbă interesantă. Am luat așa asta cu mine. Dar așa încet ca pentru sine zicea, greu e să fii cu mine. Da. Se poate. Stări de scandal pot să vină. Îmi amintesc, aveam copii mici,
afară curat și m-a arătat pe soție. Și cum era și soția bună gospodină, sora aceea, zic, trebuie să cumpărați un porc. Nu mai până mai mic, că îl creșteți cu ce mai aveți pe aici. Eu eram plecat, eram la școală, cu serviciu până seara și ne-am spus, drag, îl cumpărăm la sfârșitul anului, ai aici atâția, nu mai vreau să cumpăr vara asta pe tine. De-aia econom, eram și noi săraci, nu, îl cumpărăm, pentru că acum sunt ieftici. Și locuia atunci, pentru o vreme, cât era stămână fată la noi. Când am lămurit-o pe scumpa mea să mă cumpără. Bine, drag. Eu mai glumesc cum eram atunci. A vedea că îl cumpără, eu deschid poarta să gândesc și dacă vrea să stea la noi sau se mută la vecini, dar eu știu. Și a venit ziua de piață. Am venit la piață, vedea și fata asta care locuia la noi pentru scurtă vreme. Și scumpa mea pe drum zice, a, mai dacă tu nu vrei să cumperi, tu ce crezi că eu vreau să cumpăr? Că n-ai cu cine să decești, frate. Dar și-a spus și-a părăș. Dar fata asta, cu minte, zice, da, dacă sora de la mea accepta, ce făceai? Zic, îl cumpăram. Am trecut porcul, face asta. Dar zic, încercam să o convinc să fie ultimul porc. Cumpărat, care să-l țină, pentru că n-avea nevoie de asta. Că știam ce trudare are. Să ne ajute Bunătul Dumnezeu. Dar vă spun încă ceva, apropo de asta. Trecuse vreo 15 ani de la căsnicia, de la munta noastră. Și a trecut un proroc prin casa noastră și a zis, ascultă familie, de-a profesat să ia pacea între voi. M-am uitat la ea și a spus, dragă, ne pierde mintea acum. Bă, știu că ăsta e proroc bună, cum se crede asta? Dar după două, trei zile așa, chestii banale, n-aș putea să vă spun anume ceva. Asta alță, povestea alță mi-a amintit tot. Ei se părea într-un fel, mi-a intrat, eu vedeam verde, albastru, eu maroia, negru. Mai, nu mai știu care e sus aia. Mai nu fie asta Duhul ăla care a zis Domnul. A, pentru câteva zile de poșă rugăciune să nu mai stea nici pe aproape. Aleluia! Dumnezeu să dea biruință. Amin. Eu mai greșit de ani înainte. Și bine ar fi nimeni să nu-și mă amintească. Amin. Că e scris că dragostea acoperă totul. Deci se poate. M-am necăjit tare la o nuntă când am auzit pe un predicator. Am zis, eu nu învăț pe familie să nu se certe, îi învăț cu să se împace. Păi după care Evanghelia asta? M-am păcat între putinierul, ce faceți, cum sunteți? Așa că oameni, mai certăm, mai împăcăm. Și ce mi se spune că e normal? Mi s-ar putea cândva să greșesc o vorbă, am scăpat-o. Dar am cerut de 25 de ori. Și mă port, cum zice în proverbe, că prin dragoste și bunăvoință omul și spășește. Păi, o să fiu, nu un an, 7 ani. Eu acum am muncit degeaba, eu muncesc cu rost acum. Nu cumva să mă apară la scandal. Familia este ceva frumos, e lucrare de artă divină. Aleluia! Numai noi, Dumnezeu, să ne pricepu și o măzgălim. Dumnezeu să ne ierte. Amin. Ultimul lucru și-am încheiat. Scrie în Genesa de unde am pornit, 1:28. Dumnezeu i-a binecuvântat. Și Dumnezeu le-a zis, creșteți, înmulțiți-vă până umpleți pământ. Apoi, supuneți și stăpâniți. Poate cuvinte, vouă vi-l dau, cum scrie, că pământul l-a dat fiilor oamenilor. Oamenii l-a dat, nu ne-l-a trecut în proprietate, va veni când vă moșteni pământul, dar până devenim vrednici de asta. Sunt două mari, numai două scopuri care le-a avut Dumnezeu cu familie. Creșteți, înmulțiți-vă. Și acum ascultați-vă. Domnul n-are numai două instituții pe pământ. Familia și biserica. Scopurile familiei sunt exact scopurile bisericii. Vă citesc Efeseni, capitolul 4. De la versetul 11. Acasă a dat pe tata și pe mama, în biserică, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, pentru desăvârșirea Sfinților. Ce înseamnă asta? Să vedeți acel crește, din Genesa, cum îl întâlnim aici. Până vom ajunge toți la unirea credinței, la cunoștinței lui Dumnezeu, la starea de om mare, ca să nu mai fim copii, ci credincioși în toate privințe, în dragoste, să credeți.
creștem în toate privințele. Aleluia. Cu ce a binecuvântat Domnul adunarea? Să crească. Ăștia răspunzi din nou, să crească. Și să semene nu cu primul Adam, cu al doilea. Slavă Domnului. După chipul celui ce l-a făcut. Slăvit să-i fie numele în veci. Dar dacă nu mai cresc în biserică, cei ce sunt și-a împlinit biserica misiunea? Nu. Au zis ucenicii, Doamne, acum ai de gând să așezi împărăția, că noi am crescut cât atât. Au zis și Duhurile sunt supuse, avem autoritate, nu? Credeți că Dumnezeu își începe regatul numai cu un punct de oameni, așa Dumnezeu mare, cu atâta putere de stele? Până la marginea pământului! Înmulțiți-vă! Umpleți pământul! Aceleași scopuri în familie și în adunare. Ce bine ar trebui să se țeleagă instituțiile astea două. Avem. Au același proprietar și au același obiect de activitate. Mărire, Doamne! Nu există ceva mai important pe pământ decât aceste două obiective și nimeni nu poate ajuta mai bine familia decât biserica și nimeni nu poate sprijini biserica numai familiile. Slăviți să fie Domnul! Vă înțelegeți bine cu biserica, familia dumneavoastră? Sau vă dezvoltați așa separat? Nu. Nu-i normal. Ce nu putem să facem noi acasă, realizează Domnul aici în biserică. Poate te-ai trudit cu un copil, să-l lămurești, să-i explici, ai vrut să fii pocăit și numai nu te descurci. Și dă Domnul la unul un har, se ocupă de copilul tău și nu-i nici unchiul, nici bătușa. Și îl folosește Domnul pe acela și îți vine în ajutorul casei tale. O slavă Dumnezeu! Și are adunare nevoie de ceva și ia Domnul ca din Ana a înțeles asta și a zis, Doamne, și mi-aș dori un copil acasă, dar văd că nici tu n-ai la adunare. Uite, de-mi mie, ți-l dau ție. Și mi-a zis, bine, pentru asta stau cinci. Să ai și tu. Că cine ce are, se va da și se va da cu turna pe deasupra, o măsură îndesată, clătinată, așa ca și cu mâna binecuvântată a Domnului. Slăvit să fie în veci. Ascultați-mă ce vreau să vă spun cu asta. Ne înțelegem noi scopul pe pământ? Le spuneam la familiile tineri la biserică, mi-am adunat, se vorbeau acum decât cu școala online. Mai importantă decât orice activitate materială și decât școală, e școala sfântă. Aleluia! Dacă tu ca mamă sau ca tată joci rolul numai în a acolisi cele materiale, nu s-a înțeles în prim plan care este mandatul. Mandatul este să ne înmulțim și să creștem. Cât se poate acasă, cât nu la biserică. De aceea încercați să vă faceți timp de copii acum că sunt acasă. Sunt programe ca să limitezi timpul. Ne ajută și lumea asta cât de cât. Prin tehnica asta. În sensul că n-a făcut-o doar așa să fie fără limite, cel puțin deodată. Dacă nu se poate altfel, să nu fie în afară de timpul de școală, să fie anumite, am adus specialiști ca să explice la părinți, că să fie programe, cât se poate să nu umple copiii pe orice. Pentru că e foarte important să le se dezvolte mintea la copii, să ne ocupăm de ei. Dar îmi pare rău să constat unii ori mici care tot să fie spălate, tot să fie la rând, trei feluri de mâncare, să-l poarte la școală, dă la meditații și în cele sfinte. Dar asta e intenționat Dumnezeu împreună. Să ne pregătim pentru o viață de 70 de ani, nu pentru o veșnicie. Oh, am venit cu un băiat, cum vă spuneam, pe drum și ieri a fost ajuns de cine dintre băieți, chiar mi-a trimis o poză și spune, tata, atât e de mare binecuvântare că ne-a săcut pe toți. Uite când ne ajutăm, uite ce bine este cum sărim. Și am spus, băi, uite, dacă aici ne vedem rostul că am încercat să vă dăm naștere la când vorbim de Dumnezeu să creșteți, dar ce va fi în rai, mă? Zice, tata, dar care dintre noi să nu fi fost? Planurile astea sunt mai mari decât duce mintea noastră sau lui Dumnezeu, dragii mei. De aceea să ne înscriem cu mintiuța noastră cât e să spunem, Doamne. Dacă vei da un copil de familie, că Doamne ajută-mă să pot să fac, să-l crezi, Doamne. Poate vă spune, dar nu poți. Dar ce? Noi l-am făcut în mântice. Noi sau
și Dumnezeu, Dumnezeu. Suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Mai să fie Dumnezeu. Și când vom ajunge acolo să ne vedem rostul. Știți, în cartea Călătoria Creștinului, e acolo că a plecat creștinul spre cetatea cerească. Și mai târziu a venit creștina cu copiii. La noi invers. S-a dus creștina și a rămas creștinul să vină cu copiii. Și eu așa-mi imaginez că dacă ar fi să ajungă acolo, primul lucru, sau prima întrebare, sau prima privire ar fi, vii cu copiii? Mă gândesc și la nipos, că scrie în Biblie de copii și de copiii copiilor tăi. Lumea nu știe ce sarcini avem noi, că noi pregătim oameni acasă și la biserică pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi pregătim pe cei ce stăpânesc pământul, cum scrie în Daniel, că toate fiale, toate împărățirea, nici praf cât în aer nu rămâne. Dar Sfinții vor primi împărăția. Amin. Fiecare în locul rânduit de Dumnezeu. Mărit să fie Dumnezeu. M-am dus la biserică odată și îmi spune un frate, ce loc cum am dat două, trei zile lor, o soră a zis, da, fratele Iosif, în care am pus copii? Și da, dar de ce soră? Da, nu știu cine. Deci am visat că era așezarea adunării lui Dumnezeu pe tabere. Și o voce, doi copii la lui Iosif, am castrat pe primul rând. Și am zis, Doamne, trece pe ce rând, n-am pretenții, văd că doi spre Iosif pentru primul rând. Numai să fie acolo toți în rânduri. Dar ce durere vei avea că nu ți-ai îndeplinit rolul în a crește sau în a te mulți, după cum o duie voi tatăl. Astea să fie cele două griji de o viață. Și dacă tot am amintit de biserică, să fie și grija dacă în biserică ne-am îndeplinit mandatul. O zis Pavel, vai de mine! Dacă nu vestesc Evanghelia. Și închei. Cu prima vorbă care a rostit-o Dumnezeu când a fost vorba de om și de familie. Și am citit-o în ziua de azi. Să facem om după chipul nostru. Romanul cu 29, iar și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte, ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru că el să fie cel întâi născut între mai mulți. Ce proiect are Dumnezeu? Că familia are maternitate, ca bărbat, ca femeie. Să fie mulți după chipul Său, după modelul Fiului Său, Domnul Iisus Hristos. Glorie Domnul! Noi ne mirăm, a făcut un om, Dumnezeu un om după chipul Său. Nu îi face singur, îi face cu noi, auzi. Interesant. Ne face pe noi și îi face cu noi. Nu sună interesant. Putea să-i facă fără noi. Să ne facă pe noi. Dar a vrut Dumnezeu nu numai să ne mântuiască. Dumnezeu face mai multe lucruri deodată. Între timp ne și prelucrează, pe alții îi performează și îi și răsplătește. În timp ce ne mântuiește, Dumnezeu își pregătește pe fiecare la lucrul lui și pe când duce în împărăție, la unii de cinci cetăți, la altul două, pe unii îl pune aici, pe altul acolo. Ce frumos e trebuie să fie acolo. Și mâine, poi mâine vine împărăția lui Dumnezeu. Măriți să rugăm pe Dumnezeu. Să ne descopere din planul Său despre familie partea ce ne revine nouă. Să putem spune în final, cum a zis Domnul despre o femeie, ea a făcut ce a putut. Dar mai zis ceva, cine face ce poate, asta să se spună și mai departe. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze în familie dumneavoastră, ca planul lui Dumnezeu, cum zice în Luca 7, să nu fie zădărnicit. Ascultați? Să fie îndeplinit în familiile noastre. Că Dumnezeu totuși duce plan la îndeplinire. Spunea fratele, iertați-mă, Anexa, frate Biluca de la Cluj, l-ați cunoscut? Da. Poate știți experiența lui cu ultima fată, știți? Avea 45-46 de ani amândoi, soții erau cam de vârstă și ei spune într-un loc, băi, să știi că o să mai avem o fată. Da. Era 7 ani de la ultimul copil. Și s-a spus în ce familie trebuia să nască. Și fata a zis, dacă mă primiți, vă dau un semn de încredințare. Nu plâng. Și a venit la familia cealaltă, i-a roșit obrazul și fata nu a plâns. Și când mi-a pus asta, a zis, fata asta are acum jur de 20 de ani sau așa ceva. A zis, niciun copil nu țin n-a mai ca fata asta. Nu rămâne planul Dumnezeu de îndeplinit.
vrednic eu, facă și tu un vrednic de altul. Da, am citit Luca 20, că cei ce vor găsi, găsiți vrednici să-i întrebe acum viitor. Fii vrednic la tine acasă, prin harul lui Dumnezeu, ca să poți intra acolo. Dumnezeu să ne ajute. Amin.